Dragi prieteni, sunt bucuros să vă salut. Sunt pastorul lui Jimmy Tsoi de la Biserica Betania din Chicago și vreau să vă mulțumesc că aveți interes pentru slujirea de la Biserica Betania. Rămâneți cu noi, închinați-vă lui Dumnezeu și El să ne binecuvinteze pe toți. Frați și surori, de când sunt oameni pe pământ și până când Domnul se va întoarce și existența noastră în dimensiunea aceasta va lua sfârșit, viața oamenilor va pendula între bucurie și încercări, între abundență și lipsuri, între tinerețe și bătrânețe, între sănătate și boală și așa mai departe. Însă, dincolo de aceste dificultăți pe care le comportă existența, noi suntem chemați să ne smulgem din materia aceasta care ne trage în mod insistent înspre pământ, cu tendința să ne subjuge și să-L căutăm pe Dumnezeu cu pocăință, citind Scripturile, rugându-ne și încercând să facem voia lui Dumnezeu. Mă gândesc că pentru toți care sunt astăzi prezenți în sanctuar, obiectivul acesta va determina să ajungeți aici. Apropierea de Domnul, nevoia de rugăciune, nevoia de înțelegerea Scripturilor și pregătirea sufletului pentru viața veșnică. În dimineața aceasta, așa cum noi avem obiceiul duminica, studiem Cartea 1 Corinteni și este a treia oară când ne aplecăm asupra capitolului 15. Capitolul 15 vorbește despre învierea morților și Pavel, în contextul de atunci, când exista necredință declarată în învierea morților, Pavel consacră cel puțin un capitol din scrisoarea către Corinteni, biserică care avea probleme cu înțelegerea și credința în învierea morților, și el argumentează acelor oameni, și nu numai lor, dar și noi astăzi, faptul că atunci când oamenii credincioși mor, trupul merge în țărână, dar sufletul merge într-un loc de așteptare în prezența Domnului, însă când Domnul Iisus Hristos revine să-și ia sfinții, cei care au murit în Domnul, sufletele lor vor reintra în trupurile care au intrat în putrefacție și printr-o minune inexplicabilă, că aceasta este definiția unei minuni, inexplicabilul, vor reveni în existență, dar în trupuri de slavă, nu în putrezire și nu în carne neputincioasă. Cei care vor fi în trup în vremea aceea vor fi preschimbați într-o clipă, în mod instantaneu. Și oamenii acestea, și cei morți în Domnul și cei vii în Domnul, mă refer la cei care sunt deja în viață, vor forma biserica care va fi atrasă la Domnul și va rămâne mereu și mereu cu Domnul. Speranța aceasta îi motivează pe oameni să se pocăiască și, în ciuda dificultăților vieții de pocăință, care înseamnă lupta cu tine însuți, în primul rând, în ciuda dificultăților vieții de pocăință, oamenii, primind putere de la Domnul, încearcă să-L urmeze pe Dumnezeu în mijlocul multor necazuri. Frați dragi, data trecută, respectiv duminica trecută de dimineață, ne-am oprit la versetul 34 în capitolul 1 din 1 Corinteni, capitolul 15, și în dimineața aceasta vom continua să privim la versetele între 35 și 38. De fapt, până la sfârșitul capitolului, există o explicație a apostolului, o explicație care are drept scop să-i determine pe oamenii de atunci, pe contemporanii lui necredincioși, chiar dacă veneau la biserică, erau necredincioși în ceea ce privește învierea morților, și să ne determine pe noi, de-a lungul istoriei, să acceptăm faptul că, așa cum Domnul l-a înviat pe Domnul Iisus din morți, așa ne va învia și pe noi biserica celor întâi născuți. Privind versetele acestea, cum vor învia morții, este titlul pus de Cornilescu acestui paragraf, de la versetele 35 la 58, observăm că apostolul explică pur și simplu, încercând argumente omenești, logice, încearcă să convingă oamenii cum vor învia morții. Și el folosește trei comparații. Comparațiile acestea le ia din cotidian, adică din viața obișnuită a oamenilor. Pentru că el nu încearcă să ne explice credința folosind un argument al credinței. N-ar fi eficient. El încearcă să ne
inducă în suflet credința în învierea morților, luând argumente din viața cotidiană. Și uitați ce spune Pavel. Prima comparație pe care el o face între învierea morților și germinarea unei semințe pe care omul, fermierul, agricultorul, o pune în proprietatea lui. Omul o pune, gospodarul o pune în grădina lui. Cei mai mulți oameni pun toamna sau, în funcție de tipul de sămânță, pun în pământ semințe. Semințe de legume, semințe de tot felul. Și puțin dintre noi ne gândim la felul în care sămânța aceasta putrezește, moare și apoi printr-o putere inexplicabilă germinează și înviază. După mintea mea, ar fi normal ca sămânța pusă în pământ pur și simplu să încolțească. Așa aș crede eu de cuvință. Însă ciudat, procesul acesta de creștere a unei plante din sămânță nu trece de la plantare la încolțire, ci trece de la implantare la moarte și din moarte la viață. Și procesul acesta de moarte și revenire la viață în pământ al seminței se numește germinare. Este foarte ciudat că sămânța mai întâi moare și apoi încolțește. Apostolul ia această imagine pe care noi pământenii o cunoaștem, fiindcă e o experiență obișnuită a oamenilor să planteze o sămânță în pământ. Și el ia experiența aceasta, imaginea aceasta pe care noi o acceptăm ca fiind reală, fiind adevărată, și o transpune în plan spiritual și spune următorul lucru: oameni buni, cum vă explicați că o sămânță vie este pusă în pământ, moare, și apoi, în mod inexplicabil, din ea, prin germinare, încolțește și iese planta? Cum vă explicați asta? Și noi oamenii recunoaștem că nu avem explicație. Pur și simplu acceptăm că este adevărat, e un fapt real. Ei, Pavel spune, dacă acceptați că o sămânță mai întâi moare și prin procesul germinației încolțește și din ea rodește o plantă, acceptați că în același fel omul când moare nu e bun mort. Și prin moarte și prin puterea lui Dumnezeu există o germinație umană și omul va reveni la viață, exact ca și sămânța se întâmplă cu omul. Argumentul acesta are putere pentru un om care se gândește sincer. Pentru ca sămânța să devină o nouă plantă, trebuie să moară. Pentru ca omul vechi, care trăiește în timp și spațiu, să devină o nouă ființă, dar spirituală, într-o altă existență fără timp și fără spațiu, trebuie să moară. În concluzie, moartea este necesară. În concluzie, moartea fizică este necesară. Dar mă veți întreba, dacă moartea fizică este necesară, ce se întâmplă cu cei care vor fi în viață când se întoarce Domnul? Nu mai este necesară. Și aia va fi un soi de moarte. În sensul că trupul se va schimba murind omenescul și fiind înlocuit cu divinul, dar nu cu divinul, ci cu absolutul divin. Nu e vorba de nașterea din nou acolo, ci e vorba de o schimbare esențială pe care Domnul o va face și pe care mintea noastră nu o poate nici pricepe, dar amite explica. Germinația este puterea lui Dumnezeu și este problema lui Dumnezeu. Moartea este problema noastră. Noi trebuie să murim fizic. Dumnezeu, dacă am murit în Domnul, ne va învia. Pentru că așa cum El dă viață unei semințe pusă în pământ, care moare și germinează, tot la fel nouă copiilor Lui ne va da viață. Dacă v-ați dus părinții sau persoane dragi la mormânt, mai devreme sau mai demult, să nu vă părăsească încrederea că va veni vremea Domnului când vă veți întâlni cu părinții și cu cei dragi dacă au adormit în Domnul și veți fi pentru totdeauna etern, veșnic cu ei, pentru că Domnul o să se țină de cuvânt. Puterea Lui nemaipomenită și neînțeleasă de noi va face ca trupurile depuse în țărână să capete dintr-o dată viață dumnezeiască, un trup care nu va mai fi supus nici timpului, nici spațiului, nu va mai fi dominat de legea gravitațională, nu va mai avea nevoie ca acum de apă, de somn și de mâncare în maniera aceasta, ci pur și simplu se va ridica la un nivel pe care noi nu îl înțelegem,
dar asta se va întâmpla prin puterea lui Dumnezeu. Frați și surori, să vă domine această încredere care vine din cuvânt, pentru că în felul acesta nu veți cădea de oboseală și dacă vine boala sau moartea, nu veți dispera. Moartea este un lucru prin care trebuie să trecem, este o experiență prin care să trecem, este o consecință a păcatului pe care noi trebuie să ne-o asumăm, dar moartea nu este ultima experiență. Să nu vă speriați, să nu intrați în panică, Dumnezeu nu este limitat de moartea fizică prin care noi o să trecem. Dacă noi nu o să facem parte din generația răpirii, nu-i nicio problemă dacă murim noi sau cineva drag al nostru, pentru că de acolo din țărâna pământului, Domnul va da identitate veșnică cea mai rămas din putrefacție, din omul acela depus în țărână. Și sufletul se va întoarce, va fi o ființă nouă și dumnezeiască care va împărăți cu Iisus. Asta trebuie să ne fie credința. Pentru că contemporanii lui Pavel, o parte dintre ei, n-au avut această credință. Pavel a spus, dacă voi nu credeți că veți învia, voi nu credeți nici că a înviat Iisus. Și dacă doar pentru viața aceasta umană v-a spus încrederea în Dumnezeu, sunteți cei mai nefericiți dintre oameni. Pentru că la ce ne folosește o viață bună de 80 de ani? Oricum 80 de ani trec. Și cu o suferință la genunchi, la cot sau la cap, și fără. Și muncitor, și profesor, 80 de ani trec. Dar veșnicia este o perioadă nelimitată, de aceea nu se folosește cuvântul o veșnicie, că nu există mai multe. Se folosește cuvântul articulat, veșnicie, e una singură, este infinită și în ea vom intra noi prin înviere, slăvit să fie Domnul. Al doilea argument pe care Pavel îl aduce, tot o comparație, este comparația cu trupurile ființelor, ființe cerești sau pământești. Ființe umane sau animale, dar e vorba despre ființe în general. Și între versetele 39 și 41, dacă sunteți cu Scriptura deschisă și priviți în ea, veți constata că Pavel spune următoarele lucruri. Dumnezeu îi dă un trup după cum voiește și fiecarei semințe îi dă un trup al ei. Versetul 39. Nu orice trup e la fel. Altul e trupul oamenilor, altul e trupul dobitoacelor, altul e trupul păsărilor, altul al peștilor. Tot așa sunt trupuri cerești și trupuri pământești, dar alta este strălucirea trupurilor cerești și alta a trupurilor pământești. Alta este strălucirea soarelui, alta strălucirea lunii, alta este strălucirea stelelor, chiar și o stea se deosebește în strălucirea ei de altă stea. Observați? Aici îl oferă o altă comparație pentru oamenii de atunci și pentru oamenii de acum. Atunci când necredința în înviere vine în sufletul unui om, el trebuie să citească capitolul 15 din 1 Corinteni, pentru că aici Pavel argumentează realitatea învierii și o pune pe seama puterii lui Dumnezeu, nu pe seama noastră. Noi nu o putem înțelege din punct de vedere logic, noi o putem accepta doar prin credință. A vorbit Dumnezeu prin robul său Pavel și prin Duhul Sfânt, este în Scriptură, este o realitate incontestabilă, noi credem în ea și noi vom fi fericiți. Oricum, mai bine să crezi că te ia Dumnezeu decât că te ia altcineva. Ce credință este aceasta că mergi în iad? Îl slujești pe Dumnezeu și ajungi în iad? Păi la ce îți folosește credința aceasta? Ei, Pavel încearcă să trezească mintea sănătoasă prin înștiințări, prin informații, prin argumentări, pentru ca omul din biserică să aibă inima plină de încredere și atunci când vine boala să nu spună, aoleo, Doamne, mor! E normal să mori, toți oamenii mor. Priviți la primii oameni care au trăit cu sutele de ani, s-a născut, a trăit 800 de ani și apoi a murit. S-a născut, a trăit 900 de ani și apoi a murit. S-a născut, a trăit 700 de ani și apoi a murit. Nu moartea e problema, ci necredința în moarte e problema. Sau mai corect spus, să nu fii în Domnul când mori e problema. Observați că apostolul Pavel, vorbind despre sau comparând trupurile ființelor, el face câteva asemănări, câteva comparații și spune, trupul este semănat în putrezire, dar înviază în neputrezire. Este semănat în necinste, în neperfecțiune, imperfecțiune, cu alte cuvinte, și înviază în slavă. Este semănat în slăbiciune și înviază în putere. Este semănat trup firesc și înviază trup duhovnicesc, din slavă, spiritual. Este semănat în muritor și înviază în nemuritor.
Pavel oferă aceste comparații pentru următorul motiv. Știi că omul putrezește. Putrefacția este un proces normal. Și pentru că omul putrezește și noi știm asta, ne întrebăm. Cum se va mai face un om din slavă, din oasele astea care au mai rămas din bunica sau din străbunica? Și prin credință noi spunem următorul lucru. Nu știm, dar este semănat în putrezire, însă va fi înviat în neputrezire. Aceasta este știința infinită a lui Dumnezeu. Noi doar ne încredem în ea. Sau spunem noi, e adevărat, fratele cutare care a murit a fost un om credincios, dar a avut el și unele scăpări. Pentru scăpările acestea, de care într-adevăr s-a pocăit, pe care într-adevăr le-a părăsit, dar sunt niște scăpări. Dacă faci un ecograf în viața lui, faci o radiografie în viața lui, identifici la 35 de ani, nu știu ce a scăpat, la 48 de ani, nu știu ce accident a mai avut, la 68 de ani era bătrân, s-a certat cu cineva, e adevărat, nu s-a certat toată viața, s-a întâmplat odată. Este o necinste pentru necredincios aceste evenimente. Ce se întâmplă cu el? Uitați ce spune Scriptura. Este semănat în necinste, dar înviază în slavă. Acum să nu creadă nimeni că cineva moare în necinste, în păcat, în nepocăință, în destrăbălare și o să fie înviat în slavă. Nu, se referă la anumite păcate pe care omul le-a făcut, de care s-a mărturisit și pe care le-a părăsit și a avut o viață de neprihănire. Ce vrea să spună apostolul? Nu există om căruia să nu-i se poată reproșa nimic. Oamenii și Domnului i-au reproșat o grămadă de lucruri. Au fost adevărate? Desigur, nu. Dar oamenii le-au reproșat și nu unul, doi, în masă. Cât de multe poți baza pe reproșurile oamenilor? Asta nu înseamnă neapărat că din capul locului nu sunt adevărate și le desfințăm. La Domnul Iisus n-au fost adevărate. Este semănat în slăbiciune, dar înviază în putere, este semănat firesc, înviază duhovnicesc și așa mai departe. Și ultima comparație pe care vreau să o prezint este comparația lui Pavel, versetele de la 45 la 49, este comparația între doi oameni. Neastră știți că apostolul Pavel și în Romani aduce acest argument. El vrea să spună următorul lucru. Sunt doi oameni care reprezintă rasa umană din punct de vedere spiritual. Primul este Adam și noi astăzi ne raportăm la el. Vreau să vă întreb, dacă se naște astăzi un copil, anul 2009, și când se naște, se naște în păcat sau nu? Desigur, Scriptura spune că se naște în păcat. Vă întreb, ce vină are bietul copil să se nască în păcat când el n-a făcut niciun rău? Și îmi veți răspunde următorul lucru. Când Adam a păcătuit, a fost reprezentantul rasei umane și pentru că el a căzut peste toți oamenii născuți din femeie, se vine umbra acestui păcat și toți se nasc sub incidența acestui păcat. Deseori eu dau următorul exemplu și îl repet. Iau un exemplu din lumea sportului. Să presupunem că o echipă sportivă din România, să zicem de fotbal sau de altceva, vine să aibă un meci pentru o mare cupă cu o echipă din Statele Unite. Și să presupunem, așa cum se întâmplă de cele mai multe ori, că echipa din România este învinsă. Ce scriu ziarele? Românii au mâncat bătaie. Românii au fost învinși. Adevărul e că nu românii au fost învinși. Că n-au fost aici 22 de milioane de români să se lupte cu 22 de milioane de americani și americanii să-i învingă pe români. Au fost 11 români, dacă e vorba de fotbal, o echipă. Ar fi trebuit să scrie echipa României a mâncat bătaie, nu România a mâncat bătaie. Dar vedeți, echipa aceea reprezintă tot neamul românesc. Și dacă echipa aceea a fost învinsă, toată țara a fost învinsă la capitolul acelui meci. Ei, la fel Adam. El a fost învins de diavolul și incidența păcatului n-a venit doar peste el, a venit peste toți oamenii născuți din femeie. Și David spune, în păcat m-a zămislit mama mea, în care păcat David? Păi în păcatul care l-a făcut Adam. Adam este înainte mergătorul nostru și datorită lui toată rasa umană a căzut în păcat. Ei bine, în Romani Pavel dezvoltă următoarea idee. Este adevărat că prin Adam noi toți am căzut în păcat, dar prin al doilea Adam
adică prin Hristos, noi am fost ridicați din păcat. Și Pavel ia acest exemplu pe care îl dezvoltă în Romani și îl aduce și în 1 Corinteni, capitolul 15, ca oamenii să nu cadă în necredință și în disperare și să le comunice următorul mesaj. Fraților, când Dumnezeu l-a creat, mai corect spus, l-a făcut pe Adam, pe Eva a creat-o. Când Dumnezeu l-a făcut pe Adam, nu l-a făcut imperfect. Nu Dumnezeu a creat răul. Răul a apărut în existență prin diavolul și apoi prin Eva și Adam. Dar Dumnezeu n-a creat răul, a creat doar binele. Răul nu-i creat. Nu-i creat de Dumnezeu. Ei, când Dumnezeu l-a făcut pe Adam și a creat-o pe Eva, fac această deosebire făcut și creat, ținând cont de conotația, de înțelesul cuvântului. Când vorbim în teologie de a face și a crea, a face și a crea următoarele înțelesuri. A face, faci din nimic. A crea, înseamnă a crea din ceva. Dar trecând peste aceste amănunte care nu sunt importante în subiectul nostru, vreau să spun următorul lucru. Când Dumnezeu a făcut prima pereche, nu i-a făcut în neputința în care trăim noi astăzi. Nici din punct de vedere duhovnicesc, nici din punct de vedere sufletesc, nici din punct de vedere sufletesc înseamnă emoțional, sentimental, nici din punct de vedere intelectual, ei n-au avut limitele noastre. Oamenii de știință apreciază că cel mai deștept om astăzi își folosește doar 18% din facultățile mentale, din creierul lui. Și nici din punct de vedere fizic, atunci nu exista moarte, îmbătrânire și alte lucruri asemănătoare. Ele toate au survenit ca o consecință a păcatului după ce Adam a căzut în păcat. Deci, nu putem să-i reproșăm lui Dumnezeu singurătatea noastră, nici bolile noastre, nici lipsurile noastre, nici incapacitățile noastre, nici orice altceva i-am putea reproșa, că toate astea sunt consecințe ale păcatului omului. Dumnezeu nu așa l-a creat pe om, l-a creat în slavă, dar omul datorită păcatului s-a prăbușit din slavă. Bunătatea lui Dumnezeu a găsit o soluție ca omul să fie ridicat în locul de unde a căzut, adică din nou în slavă. Diavolul a ajutat pe om să se prăbușească. Domnul Iisus acum a venit, trimis de Dumnezeu Tatăl, în planul de mântuire care începe în Geneza 3:15, și se desăvârșește în Romani, în Ioan 3:16, l-a trimis pe Domnul Iisus ca pe un al doilea Adam să repare ce a făcut primul Adam. E ca și cum dumneavoastră aveți nevoie de o persoană care să vină în casa dumneavoastră și să vă instaleze ceva, să zicem din punct de vedere al instalației plumbing, să zicem. Și vine un plumber care are nevoie de bani, dar nu-i foarte priceput și face o lucrare care nu funcționează. Și atunci chemați un al doilea plumber ca să fixeze și să facă bine ceea ce nu a făcut primul. Ei, Adam a căzut, a făcut un lucru rău. Lucrul rău a afectat toată omenirea. Dar Dumnezeu a trimis pe Hristos, desăvârșitul Hristos, care să ridice omul din prăbușirea lui. Și acum, aici, Pavel face această comparație și spune următorul lucru. Primul om, Adam, a primit un duh de viață. A primit un duh de viață. Al doilea om, Iisus, a dat duh de viață, a oferit duh de viață. Primul om, Adam, vine din pământ. Al doilea om, Iisus, vine din cer. Primul om, Adam, ne-a dat ce a avut el, firescul, vinovăția, putrezirea. Al doilea om, Iisus, ne-a dat ce a avut el, duhovnicescul, neprihănirea, neputrezirea. Iisus a murit ca salvator, a înviat ca rege și va reveni ca judecător. Slăvit să fie numele Lui! Acesta este argumentul pe care Pavel îl aduce. Priviți versetul 4:5. De aceea este scris, omul dintâi Adam a fost făcut un suflet viu. Al doilea Adam, adică Iisus, a fost făcut un suflet dătător de viață. N-a fost făcut doar pentru el. A fost făcut cu capacitatea să ofere. Domnul a venit pe pământ și a fost neprihănit, dar neprihănirea lui n-a fost doar în dreptul lui. El a avut o neprihănire care a fost infinită încât poate să o împartă oamenilor. Și când noi venim înaintea Domnului și ne mărturisim păcatele, noi ne mărturisim păcatele în speranța că o parte din neprihănirea Domnului Iisus vine asupra noastră. Cu această încredere luăm noi cina Domnului. Că la cina Domnului niciunul dintre noi n-ar putea să ia cina. Cine în 30 de zile care au trecut de la ultima cină până la cina de față, n-are nicio greșeală cu privirea, cu gândul, cu simțirea, cu mâinile și din milioanele de greșeli care se pot face, cine?
Cine poate să spună, fără să mă rog, mă duci să mă împărtășesc, pentru că-s perfect? Niciunul. Noi toți spunem, am nevoie să mă rog. Și ce spui în rugăciune? Doamne, mi-e rușine de mine. Doamne, îmi pare rău, ți-am spus acum o lună că o să mă țin tare și nu o să mai îmi scape. Doamne, am alunecat din nou. Iartă-mă, te rog. Transferă meritele Domnului Iisus pe care le-a câștigat la Golgota ca Mântuitor asupra sufletului meu și iartă-mă. Doamne, în baza propriilor merite nu mă pot duce că sunt omenesc și sfințenia ta m-ar distruge pe loc. Nu mă pot ridica la nivelul tău, dar în baza jertfei Domnului, în numele Lui, așezându-mă sub binecuvântarea Lui, primește-mă, Tată. El a venit ca să ne ofere. Și atunci când noi ne mărturisim păcatele și avem intenția profundă ca să le părăsim, Dumnezeu ne iartă, lăudat să fie Domnul. Aceasta este marea bunătate a lui Dumnezeu. Spune psalmistul, și cât de multă dreptate are, sau cât de mare dreptate are, de aceea vin oamenii la tine, fiindcă tu asculți rugăciunile. Frații noștri, nu este așa că noi căutăm pe cineva care să ne înțeleagă atunci, nu când suntem buni, când suntem greșiți, când suntem vinovați, când nu ne ridicăm la nivelul excelenței, când nu ne ridicăm la nivelul performanței. Așteptăm să fim înțeles. Mă duc la David și îi spun, David, îmi pare rău, atârnă de tine să mă accepți. Înțelege-mă, îmi pare rău, mai mult de atât nu pot face. Și David se gândește, ce să-i fac? Nu pot să dau timpul înapoi ca să nu facă ce a făcut. Frați și surori, Domnul Iisus Hristos a venit pentru noi. În sângele Lui, dacă ne pocăim, dacă ne smerim, dar nu o pocăință pompieristică de dragul iertării și mai apoi să o părăsim după 2-3 zile, ci o pocăință care să țină, care să ne caracterizeze. Dacă aceasta este pocăința pe care o avem, Domnul ne iartă de păcatul nostru. Ce spune Domnul? Nu vei muri, îți iert păcatul. Ei, apostolul Pavel, argumentând învierea și încercând să aducă această credință în înviere în inimile oamenilor, el aduce aceste comparații logice pentru ca ele să aibă efect la nivelul credinței asupra Duhului nostru luminat de cuvânt. În această dimineață, mă rog lui Dumnezeu, pentru mine și casa mea, pentru dumneavoastră și casele dumneavoastră, pentru sfinții Domnului care se luptă pentru neprihănire, mă rog să primim această convingere puternică din Scriptură, că dacă noi nu vom cădea de oboseală și vom rămâne până la sfârșit credincioși, noi suntem mântuiți. Și dacă noi suntem mântuiți, indiferent că ne vom prăbuși într-un avion, cum s-a întâmplat nu de mult în New York, aduceți-vă aminte, probabil și dumneavoastră ați citit, de probabil 4, 6, 48 de persoane care s-au prăbușit într-un avion mic și au murit. Ce coincidență! Una dintre femeile care au fost în acel avion era soția unui bărbat care a murit în cele două avioane care au lovit turnurile în 11 septembrie. Și femeia aceea mergea la părinții soțului sau ceva de genul acesta, ceva în legătură cu moartea soțului ei. Ce coincidență! Ce coincidență! Dar nu are importanță dacă în apă, dacă în aer, dacă pe pământ, dacă sub o formă sau alta existența noastră va lua sfârșit. Toate lucrurile acestea sunt de mică importanță. Spun unii oameni, mie mi-e frică să mor așa, nu mi-e frică să mor, dar mi-e frică să mor așa. Când omul moare, nu mai are importanță cum moare. Când unui om îi este frică să moară într-un anumit fel, îi e frică de moarte, nu de felul ăla. Că nimeni nu vrea să moară, nimeni nu spune, vreau să mor, dar nu în felul ăsta, omoară-mă în felul celălalt. Dragii mei, n-are importanță cum murim. Important e să știm următorul lucru, într-o zi vom muri, dar într-o altă zi, dacă nu vine Domnul până vom muri, într-o altă zi, dacă nu vine Domnul până vom muri, El, regele, se va întoarce și cu mașina aceea care trăie grâu, adună toate boabele. Și le duce în hambar, tot la fel, El se va întoarce după toți cei care au fost născuți din nou și îi va duce în slavă și îi va învia din morți și le va da la trupuri de slavă și vor împărăți cu El mereu, pentru că El a promis și nimeni nu-L va opri. Aceasta trebuie să ne fie încrederea și noi cu toții să spunem, Doamne, întărește-ne credința, binecuvintează-ne și ține-ne lângă Tine până la sfârșit. Amin. Sperăm din inimă că prin mesajul biblic pe care tocmai l-ați ascultat, Dumnezeu a atins sufletul dumneavoastră. Vă încurajăm să reveniți alături de noi pe www.betania.cc sau pe www.bisericabetania.com pentru următorul mesaj. De asemenea, vă invităm să vizitați și să folosiți în funcție de nevoile dumneavoastră resursele site-ului Bisericii Betania.
Dacă aveți nevoie de rugăciune sau de ajutor în înțelegerea Scripturilor, vă invităm să ne scrieți la adresa de e-mail luigi@betani.cc. Până data viitoare, când ne vom închina și vom studia Biblia împreună, ne rugăm lui Dumnezeu să vă binecuvinteze viața, familia și viitorul.